Mai puțin de un sfert dintre județele României au secții de oncologie pediatrică. În ceea ce privește rata de supraviețuire în rândul pacienților oncologici minori în România, aceasta este cu 10% mai mică decât în Europa de Vest. Acesta este semnalul de alarmă tras de Alina Pătrăhău, fondatoarea Asociației Dăruiește Aripi, care se alătură în direct alături de noi în aceste momente. Bună dimineața! Bună dimineața! Care sunt informațiile pe care le aveți? Trăgeați un semnal de alarmă foarte important, cu 10% mai puține rata de supraviețuire. Da. Da, așa este. România, supraviețuirea în România este cu 10% mai mică decât supraviețuirea din țările din Europa de Vest. Este un semnal de alarmă. Așa cum spunea și dumneavoastră, în România sunt doar 8 județe au secții de oncologie pediatrică și dintre acestea doar 4 județe au secții centrale de oncologie pediatrică, adică secții dotate și cu capacitate de a diagnostica și de a trata integral copii cu patologii oncologice. De ce această situație? De ce această situație? Pentru că nu este o situație unică în Europa. Ideea este că, având în vedere că această boală oncologică la copii este o boală rară, adică în România sunt diagnosticați anual aproximativ 420 de copii versus aproximativ 100.000 de adulți, vă dați seama că în aceste condiții nu ar putea ca fiecare județ să aibă secții de oncologie pediatrică, pentru că vorbim de undeva la 10-20 de cazuri noi pe an la fiecare județ. Și nici nu ar putea ca o secție să poată să acopere toate nevoile în patologia oncologică, adică nevoi de la cancere ale sângelui, cancere cerebrale și alte patologii. Este o situație similară cu alte țări, chiar și din Europa de Vest, dar nu aici este problema. Problema este că ar trebui ca în fiecare județ, și noi acest semnal de alarmă îl tragem, ar trebui să existe o capacitate în rândul pediatrilor cu o specializare minimă de oncologie pediatrică, astfel încât acești pediatri să poată să facă echipă de îngrijire cu medicii oncologi din secțiile de oncologie mari, astfel încât copilul între curele de chimioterapie sau după terminarea protocolului chimioterapeutic să poată să fie îngrijit aproape de orașul lui, aproape de casa lui, în orașul lui, astfel încât să nu mai trebuiască să facă sute de kilometri și pentru lucruri care se pot face în orașul lui. Și să stea mai aproape de casă și să eficientizăm aceste drumuri și acest chin pe care îl parcurg, îl duce întreaga familie în care există un diagnostic de cancer.